Campania se desfășoară în colaborare cu structurile de jandarmi și poliție locală și are ca scop menținerea siguranței cetățenilor din zona complexului Mureșul, dar și din zonele adiacente. În zona complexului Weekend din Târgu Mureș își petrec timpul liber foarte multe persoane. Iar în fiecare an, pe timpul verii, aglomerația de autoturisme din jurul complexului, coroborată cu neglijența proprietarilor, a dus la comiterea unor furturi din autoturisme. Cele mai multe autoturisme sparte de către hoți au vizat autoturismele înmatriculate în alte județe. Peste 90% dintre autoturisme au fost din alte județe, iar hoții au sustras bunuri lăsate la vedere, cum ar fi genți, borsete, portmonee, GPS-uri, radiocasetofoane și câteodată și telefoane mobile și laptopuri. În municipiul Târgu Mureș, derularea campaniei a început încă din data de 1 iulie și va continua până în data de 31 august inclusiv. Echipe mixte de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Mureș, polițiști locali și jandarmi vor asigura supravegherea zonei, iar autoturismele care vor fi identificate cu bunuri lăsate la vedere, li se vor lăsa un fluturaș prin care vor fi atenționați de riscurile la care se expun. În anii precedenți, peste 90% din mașinile care s-au aflat în vizorul infractorilor au fost din alte județe.